dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mulțumit de felul în care vă faceți cu toții datoria. Și pentru mine este nu doar o plăcere, ci și o onoare să fiu aici împreună cu dumneavoastră. În ce privește concluziile discuției pe care am avut-o cu domnul prim-ministru mai devreme, aș prefera să îl las pe domnul prim-ministru să detalieze aceste lucruri, după care vom trece la fapte, în speță la ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem o ordine de zi care a fost publicată. E ordinea de zi pe care fiecare dintre dumneavoastră o aveți în mapă. Ca să înlăturăm orice fel de lucruri pe care le-am văzut apărând în spațiu public. Așa cum l-am informat pe domnul președinte în discuția avută, noi discutăm despre lucruri care se află pe ordinea de zi. Punct. Ceea ce nu înseamnă că tot conform prevederilor constituționale și atribuțiunilor pe care guvernul le are, în perioada imediat următoare, toate lucrurile pe care ni le propunem să le facem, și noi, și Parlamentul, să le putem adopta în ședințele de guvern.